Și alta dată totuși primul click la un nou episod în care nu, nu este un episod de Tuntastic. De fapt, ăsta este un episod mai diferit. Din cauza că vor veni acum niște schimbări la canalul ăsta. Pentru început, să vă arăt primul lucru. În primul rând, am adăugat post de profil și descriere. Că de ce nu? Și un banner. Cât despre lucrurile care vreau să vă arăt, păi ar fi chestia asta. La fel și pe canalul ăsta am făcut la fel. Însă, de fapt ce vreau să arăt este... Un pic... Aici. Primul episod de Titanfall 2. Păi, la păcate, Titanfall 2 sau alte jocuri de PS4 nu vor mai fi aici. Deci, practic, episodul ăsta de Titanfall 2 îl voi pune pe privat, nu-l voi șterge, dar sâmbătă sau duminică vă se va duce pe privat. Așa că, măcar până atunci, să primească și episodul ăsta vreo câteva vizionări, dacă nu și like-uri. Cât despre sezonul 2, va apărea în curând, din cauza că acum s-a încălzit, o să pot să filmez. Nu că era o problemă că era iarnă, însă, având în vedere cum sezonul ăsta este legat de plajă, pentru că da, vom sta mai mult la casa din copac, vreau să se facă căldură, că na, de ce să fac un sezon care este legat de căldură, dacă nu este cald și pe afară, logic, nu? Dar asta nu înseamnă că nu o să mai revenim și la tabără. Normal că nu. Doar din cauza că sezonul ăla va fi legat de plajă, asta nu înseamnă că tabăra va fi plecată. Așa că o să mai plecăm și pe la tabără. În timpul zilei vom sta la plajă, în timpul nopții stăm la tabără. Ar fi și mai bine. A, da, și pentru cei care nu știau, încă sunt puțin răcit, dar sper să nu se vadă prea mult chestia asta pe clip, adică nu prea cred că sunt ciudat. Dacă sunt puțin mai ciudat la voce, acum să știți de ce. A, da, că despre canal, că am uitat să zic un lucru. Varianta de engleză la poveștile vânătorului, la sezonul 1, din păcate nu o să mai fie. Nu că nu știu cum să fac subtitrările. Problema este că nici nu prea mă pricep chiar așa de bine la engleză. Așa că na. Plus că o serie care va rămâne aici este seria de Roblox, din cauza că acolo deja am făcut vreo 2 episoade. În rest, canalul ăsta va rămâne doar cu animații. După ce termin și cu seria de Roblox, vor rămâne numai animațiile pe canalul ăsta. Tot gamingul va fi pus pe canalul secundar. Asta fiind spuse, având în vedere cum nu vreau ca videoclipul să fie este prea scurt, o să fac un mic review la sezonul 1, așa că pentru cei care nu vor să primească spoilere care nu s-au uitat încă la sezonul 1, aș prefera să închideți videoclipul acum. Însă, înainte de a începe acest review, vreau să spun un lucru, că nu o să fie chiar totul, având în vedere că nici eu nu mai știu chiar ce am postat, scuze. Dar o să zic în mare parte ce știu eu bine că s-a întâmplat și care nu trebuie omis. Deci, prima zi de camping în care am vrut să mergem la pădurea asta ca să putem să vânăm bestiaraul. Era apoi momentul în care ne-am întâlnit cu Phantom, chiar dacă la început nu a fost așa de împrietenos. Apoi momentul în care a venit bestiaraul și ne-am speriat. A, da, o mică greșeală. Am uitat să zic că practic pe Turners l-am întâlnit prima dată când am fost la liceul nostru ca să dăm o ultimă corigență și l-am întâlnit și pe ăsta. Așa că da, Dennis nu a fost în prima zi de tabără, greșeala mea. Apoi momentul în care am găsit și templul bestiei,
Mă rog, aici nu eram chiar așa de aproape. Dar chiar ne-a speriat tare. Din cauza că... Nu știam totuși ce ne va aștepta la templu, plus că o bestia tot stătea aici. Și... Ilie. Golemul Ilie, care până atunci noi nu l-am știut, din cauza că a fost ascuns ca o piatră. Apoi momentul în care, nu știu dacă chiar așa a fost, dar parcă țin minte că așa a fost, bestia ne-a distrus tabăra, așa că a trebuit să ne mutăm la locul de plajă, un loc care nu l-am făcut noi, dar pur și simplu l-am găsit. De ce pare că eu nu-ți arde? Hai să mă pun așa. Însă, având în vedere cum am stat acolo, cred că mai mult de vreo 2 zile, ăștia nu prea au vrut să se întoarcă înapoi la tabără. Dar știam că dacă nu ne întoarcem înapoi la tabără, Phantom, adică fantoma care la început mi-a fost frică, dar apoi am început să nu mai prieteni cu ea, mai ales cu Dennis, i-am zis că, hei, dacă nu ne întoarcem, Phantom o să fie supărat pe noi, dar nu, dar singurii care m-au ascultat, sau singurul, a fost Dennis. Însă faptul că la urmă s-a întors a fost doar din cauza că dacă nu ne întorceam toți, Phantom le tăia capul. Mai ales de faptul că după ce ne-au întors până la urmă toți, Phantom ne-a explicat că putem să oprim bestia și pe Ilie dacă o să găsim 3 lucruri care... sau mă rog, 3 lucruri sacre care... și că astea le pot opri. Banana sacră, care doar o gură dacă ei te vindeci. Sună ciudat, dar știu, asta e. Laserul de aur, care poate fi mortal. Și pumii de fier, sau pumii de aur. Care practic, pumnici când nu pot fi găsiți, pot fi doar construiți. Așa că Phantom l-a luat pe Dennis la mâna lui ca să facă pumnii ăștia. În timp ce David și Rareș au rămas cu nimic. Pentru că singurii care au rămas cu armele erau eu, Dennis și Ionuț. Însă, cu timpul au reușit să găsim și niște prieteni. Sau mă rog, niște animale de companie. Eu mi-am găsit un vultur. Rareș a găsit un șarpe, care tot îi plăcea să-l sperie pe David. Iar Ionuț și-a găsit un tigru, care, sincer să fiu, nu prea venea așa de mult la tabără, dar având în vedere cum se părea că îl plăcea pe Ionuț, am zis să fiu de acord, că de ce nu. Apoi a venit momentul în care Dennis a zis: băi, eu nu mai suport, trebuie să mă duc la fete să mă antrenez. Și până la urmă ne-a lăsat să găsim noi armele. Și până la urmă, când am întors înapoi la plajă, am dat de o creatură care a zis că nu ne face nimica, chiar dacă mai degrabă asemănă ca un rechin mutant, care mi-a zis că se numește Dinte de Aur și a zis că ne poate ajuta să găsim laserul mortal. Dar uite ce tot face acolo. Mai ales de faptul că ne-a zis că arma se află în vârful vulcanului. Un vulcan care va trebui să ajungem acolo în curând. Dar având în vedere cum că eu, Rareș sau David n-am fost de ajuns, s-au dus doar Dinte de Aur și Ionuț. Asta doar ca să fie trădat Ionuț și ca Dinte de Aur să vrea arma doar pentru el. Făcându-l pe Ionuț să se enerveze și să se lupte cu el și până la urmă Ionuț câștigându-l și omorându-l, trăgându-l în apă. Care probabil a și murit, dar acum cine știe. Până la urmă Ionuț, întorcându-se la mal și explicându-ne de ce Dinte de Aur nu mai este cu el și practic de ce a trebuit să-l omoare. Până la urmă, întorcându-ne la camping, până la urmă Dennis își terminase antrenamentul, mă rog, aproape. Și Phantom a fost cam bucuros având în vedere că până la urmă am găsit prima armă. Dar ne-a spus după o ghicitoare, pentru că da, fiecare armă trebuia să găsim locația pentru o ghicitoare, dacă nu v-am spus până acum. Și având în vedere că
am verificat la Vulcan, având în vedere că s-a terminat și cu antrenamentul lui Dennis. Mai rămăsese doar un singur loc în care ar trebui să fie Arana, adică banana aia, adică la templu. Așa că, cu chiu cu voi, la urmă, mulțumită lui Ionut și lui Dennis, a reușit să iau și eu banana aia. Până la urmă, după ce ne întoarcem la Phantom, ăsta ne arată cum să găsim, până la urmă, potențialul adevărat al armelor și să ne transformăm în niște Super Saiyan, mai ceva ca în Dragon Ball. Nu chiar. Dar totuși, tot era o formă mai aurită. Și până la urmă, Phantom ne zice că ăsta este momentul și că în sfârșit ne poate ajuta să îi învingem pe bestie și pe Ilie o dată pentru totdeauna. Până la urmă, urmând și episodul 30, lupta de la templu. Și un lucru care am uitat să-l menționez până acum, este că până atunci, bestia și Ilie și-au mai făcut un inamic. Sau mă rog, inamic pentru noi, prieten pentru ei. Un fel de vârcolac, care până la urmă, cu chiu cu vai, au reușit să-i bate în stel. Până la urmă, intrând în templu și găsit un fel de cristal, care după ce l-am atins, până la urmă, am reușit să încuiem bestia și Ilie și pe ceilalți într-o groapă care am reușit noi să-i băgăm după ce i-am învins, crezând că nu vor ieși. Sau mă rog, crezând că nu vor ieși. Nu, și cam ăsta a fost review-ul. Acum, pentru cei care au rămas până aici la final, vreau să zic un lucru important. Faptul că, la cum se știe, și cred că toți sunteți logic și la chestia asta că așa este, nu tot ce este prezentat la aventuri din Kingdom este și real. De exemplu, Phantom nu e real, bestia într-un fel sau altul nu e, Ilie nu e real, vârcolacul nu e real. Pur și simplu sunt niște povești ca oricare alta. Fiecare poveste poate să aibă și ceva care să nu fie real. Logic, nu? Însă, niște lucruri trebuie să știți. Tabăra este reală. Casa din copac de la plajă este reală. Cabana nu e reală, totuși. Liceul, într-un fel sau altul, este real, însă faza este că noi de fapt nu suntem la același liceu. Fiecare suntem la licee diferite, că ar fost și ceva să ne ducem la același liceu, doar așa ca să ne vedem. Da, na. Mai ales de faptul că noi de fapt nu așa arătăm. Am băgat caracterele astea așa ca să fie. În plus, Rareș, chiar dacă l-am făcut la caracter se pare ca un lozic, el are pielea albă, nu este, da, așa că na, cam asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut și acum o să ne vedem în săptămâna viitoare, când cel mai probabil o să încep să fac episodul de Like a Hellcat.